Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Întâmplări din România. Da, omul poate fi o creatură foarte ingenioasă. Și mai ales când se întâlnește om ingenios cu om ingenios și mai iau și un șpriț 20, devin foarte creativi. O idee strălucită la volan, cum ar veni, a doi, să le spunem bețivi. Să le spunem pe nume, a doi bețivi din Preuțești, județul Suceava. Deci au fost la ceainăria din sat. Cum ar veni să bea și ei ceva, mocinzeată de ceai, încă una, și după ce au făcut un chef masiv acolo, s-a pus problema deplasării spre domicilii. Unde, desigur, alte riscuri când ajungeau, dar asta este altă chestie, drum. Cum să facă cu drum? Mașina aștepta în fața cârciumii. Dar cum să faci cu alcoolemia? Pentru că ei și-au dat seama că de la atâta ceai băut, ceai de 40 de grade. Ceai negru. Da, ceai negru, era clar că nu se nu poate. Bine. Da. Și proprietarul mașinii, full de ceai, beat mort cum ar veni, lui a venit o idee. Să conducă amicul. Conduțul! Păi și eu sunt praf, i-o fi spus acesta. Da, zice, dar tu n-ai carnet, n-are ce să-ți ieie. Da, nu te exist. Da, și asta e, l-a pus pe ălălaltul să conducă, pentru că el, neavând carnet, n-avea ce să ieie. Poliția, evident, i-a tras pe dreapta, poliția rurală din Preoțești. Șoferul fără carnet avea alcoolemie de 1,2 la fiolă. Mama. Adică probabil peste 2 în sânge, cam așa ar veni. Proprietarul mașinii din dreapta, s-o fi bucurat, a zis, ai văzut, ți-a zis eu. Da, și el întrebat a și zis, da, eu i-am dat autotismul șoferului, pentru că asta e, eu consumasem și el a consumat și eu am consumat, dar el n-are carnet, eu am carnet, evident, acum polițiștii au deschis dosar penal pe numele ambilor. Primul o să răspundă că, na, zice monitorul de Suceava, pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis. Al doilea, pentru infracțiune de încredințare a unui vehicul pentru a fi condus unei persoane care nu deține permis de conducere. Deci ambele sunt infracțiuni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.